Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Mersul Economiei. Astăzi vom vorbi despre zona metropolitană Satu Mare și anume întrebarea emisiunii fiind aceea când vom avea noi zona metropolitană despre care se vorbește de câțiva ani. Pentru a afla când vom avea zona, l-am invitat în studio pe domnul Gheorghe Rentea, managerul zonei metropolitane Satu Mare. Domnule Rentea, bine ați venit în studioul nostru, cred că e prima dată, să sperăm că nu ultima. Bună ziua și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Este într-adevăr la prima emisiune care participă la dumneavoastră, care emisiuni pe care le-am urmărit, care sunt pentru interesul întregului județ și o să vin cu mare plăcere. Suntem pe drumul bun, să spunem, cu zona metropolitană. Deci hai să începem cu ce este zona metropolitană, pentru cine nu știe, că... Deci, într-adevăr, zona metropolitană, conform legea administrației publice locale 215, articolul 1, aliniatul 2, care a fost completat în 2007, prin care s-a dat o definiție a zonelor metropolitane ca asociații de dezvoltare constituite de către municipiul București sau municipiile de rang întâi și municipiile reședință de județ, împreună cu comunele care accesau la această asociație. Zonele... Deci e o asociație de localități. Deci este o asociație de dezvoltare... Se formează în jurul uneia mai mari, în cazul nostru, municipiul reședință de județ. Practic, după programele de dezvoltare, atât ale Uniunii Europene, cât și ale României, România s-a concentrat pe anumiți poli de creștere. Pe județe sau poli de creștere regionali și naționali. Polul de creștere regional la noi în zonă este Clujul, iar polul de creștere zonal este Baia Mare, Zalău, Oradea, Satu Mare. Iar ca și structură județul Satu Mare, practic putem vorbi de doi poli de creștere pe care are județul nostru, respectiv Satu Mare și Carei. La început, într-adevăr, când s-a constituit zona metropolitană în urmă cu 2 ani, a fost la inițiativa domnului primar Coica, care în campanie și după aia a fost ideea dânsului de a constitui o zonă metropolitană, zis așa, zonă metropolitană, deoarece acesta este termenul generic, pentru a ne asocia pentru o dezvoltare durabilă și a putea demara și dezvolta proiecte în comun între municipiul Satu Mare, municipiul Carei, și comunele care sunt în jur și care pot să dea puls și dezvoltarea acestor zone. Păi acum avem în jurul nostru și localități comune, mă rog, care aproape că sunt lipite de Satu Mare, ca de pildă Păuleștiu. Păulești, sau Vetișul, care Vetișul, ar fi cu un cartier încă și, da, într-adevăr, și cu Botizul, iară. Într-adevăr, și ca și o componentă și din studiile pe care le-am făcut la vremea respectivă, deoarece și mie mi s-a părut la început ideea domnului primar, zonă metropolitană, și mie la început îmi suna cumva ciudat pentru o zonă metropolitană. Noi ne gândeam, știu eu, la marile capitale europene sau, știu eu, mondiale, dar într-adevăr în Europa sunt deja peste 120 de zone metropolitane, tocmai pentru și la noi, pentru a ridica să nu mai fie o discrepanță așa mare între comune și între orașe. Dacă studiem după 90 încoace, într-adevăr, zonele tampon sau să zicem zonele periferice ale orașelor au ajuns, cum unii le spun, zone dormitori. Deci din orașe a început disipația populației spre zonele rurale în apropierea, hai să zicem, a metropolei sau ale orașelor, gen la noi, reședințe de județ. Sigur, dacă există șosele bune, un 10, 12, 15 km de oraș și e, da, este mic. Este adevărat și tocmai aici se încearcă ca aceste zone, zone adiacente, zonele rurale, să fie ridicate și ele la standardele, să zicem, genul unui oraș. Tocmai de aici, în sesiunile trecute, au fost diferite tipuri de asocieri, asociații de dezvoltare intercomunitară între două comune pentru a demara un proiect. Sau au fost grupurile de acțiune locală care iar au profitat de fondurile europene, tot la fel, din componenta 4-5 comune pentru
a dezvolta anumite proiecte și galurile depune în continuare proiecte, așa și galurile în grupurile de acțiune locală. Da, în exercițiul bugetar 2013-2020 au rămas în continuare galurile, de asemenea suntem noi zonele metropolitane, că noi avem acum Clujul în zonă, Oradea, suntem noi Satu Mare, Bistrița și într-adevăr la început le-am cam studiat pe toate, am fost să și văd genul cum funcționează. Într-adevăr, sistemul n-a fost greu. Într-adevăr, eu aici să le mulțumesc primarilor din zonă, pentru că ei de la început au fost imediat atrași de această idee, pentru că ei sunt conștienți și mulți primari care nu sunt la primul mandat, chiar s-a spus, domnule, prin asociere putem să facem ceva. Și tot îmi vine în minte vorba primarului de care e, să nu vă așteptați că vom avea proiecte în primii un an, doi ani sau trei ani. Dădea el exemplu, păi zice, eu abia în al doilea mandat am reușit să duc la bun sfârșit anumite proiecte. Într-adevăr, noi la început, până am și constituit-o din punct de vedere juridic, adevărul e că ne-am mișcat destul de repede și asta și mulțumită primarilor care au fost foarte receptivi la această asociere. La început am fost 13, în perioada de discuții și de întâlniri cu primarii și cu primăriile, cu unitățile administrative teritoriale, 16, și la ultima linie care am dat-o în 2013, în luna mai, am fost 26 care au fost. 26 am fost, din care au fost orașele Tăjdat, Carei, Ardut și Satu Mare, că ulterior, în cursul anului trecut, s-a asociat și de Negreștiu ca să putem demara anumite proiecte. Deci 26 de primării care de la început au fost atrase, să zicem, de acest proiect. Bine, probabil că primăriile mai mici au de câștigat în sensul că este totul destul de greu și de costisitos să faci un proiect, să-l faci, ori dacă îl faci la nivel de zonă metropolitană, se împarte suma. Este adevărat, pentru că susținerea și ponderea cea mai mare ca susținere o să aibă oricum municipiul Satu Mare. Aici, la fel, și anumite proiecte care sunt de mai mare anvergură. Dar după noi, imediat după constituire, am luat legătura cu Asociația de Dezvoltare Nord-Vest Cluj. Într-adevăr, am avut șansa, am prins de la început discuțiile pentru viitorul cadru al Uniunii Europene și a strategiei de dezvoltare Nord-Vest, în care s-au discutat toate capitolele pe proiecte, proiecțiile viitoare care sunt pe cele 11 pe zonă metropolitană. Capitole. Capitol. Deci sunt capitole pe aproximativ 4 măsuri pe care și zonele metropolitane vom putea să accesăm aceste fonduri. 4 măsuri, dar noi, de multe. Noi, în paralel și discutând proiecțiile ADR-ului care au fost gândite atunci, în orice caz, noi ne-am gândit și în zonă împreună cu ei, pentru că viziunea este și regională. Vă dau un simplu exemplu, de exemplu pe sănătate. Sunt anumite și vor fi fonduri pe sănătate, centre medicale în spațiu rural, și împreună cu cei de la Cluj, cu cei de la strategii de la Nord-Vest, de exemplu, pe o anumită zonă care să cuprindă o populație mai numeroasă, deci o zonă compactă pentru o anumită populație. Deci în sensul ăsta vă dau exemplu. Probabil în zona Livada să fie un centru, pentru că sunt și vor fi fonduri 100% nerambursabile, gen un centru medical care să comporte tot de la dotare, construire, deci și dotare pentru medici. Vedeți că nu sunt medici în zonele rurale sau în alte tip de zone. Dar ofer cabinetul, să sperăm acum în ghiduri că va fi, dacă poate să fie și locuințe de serviciu, și îi ofer cabinetul. Și noi am introdus și la dorința primarilor în anumite zone și împreună cu Clujul s-au cam definitivat cam aproximativ 3 zone care s-ar preta pentru așa ceva. Ar fi undeva în zona Beltiu-Gardud pentru zona respectivă, ar fi undeva pe Someș în zona Cluj, deoarece noi suntem până la Valea Vinului, și în zona Livada pentru zona respectivă. Deci 3 centre medicale. Da, are aproape multe, foarte multe comune apropiate. Orașul Nou, Vama,
Mediașul a urit apa. Întrucât, deci, s-a reușit și primare care au venit este tot malul stâng al Someșului, deci apa, Medieș, Odureu, malul drept, Păuleș, Culciu și Valea Vinului. De și asemenea, ce mai este încolo? Sunt cele... Păi până la Valea Vinului sunt membri ai zonei metropolitane. Deci, practic, o zonă metropolitană este considerată ca și o aglomerație, să zicem, de locuitori și de unități administrativ-teritoriale, se spun din studiile europene, cele până în 250.000 de locuitori, până la 200.000 de locuitori. Noi suntem undeva acolo la 220.000 de locuitori în zonă și sperăm, totul este în beneficiul județului pentru a se putea accesa cât mai multe fonduri. Avem comunele din zona de graniță, respectiv Doroț, Lazuri, Micula, Agriș, la care tot la fel să sperăm pe cele de infrastructură, pentru că ei, puțină lume poate știe, este un drum care leagă efectiv paralel cu frontiera toate cele patru comune. Deci ai face un proiect singur pentru patru comune odată. Deci este același proiect. De asemenea, noi, în paralel cu aceste proiecții pe care ni le-a agreat și Clujul, în orice caz, se speră undeva la 50-60 de milioane de euro să putem accesa pe această zonă în exercițiul bugetar 2015, acum 2020. Strategia nu este definitivă, în zilele următoare o să o dăm spre consultare tuturor primăriilor, dar în paralel cu aceste activități pe care le-am desfășurat noi la zonă. Între timp am lucrat pe reducerea consumului de energie la fiecare primărie, pentru fiecare am pregătit toată documentația prin listarea la bursă a valorii energiei. Deci se cumpără de pe bursă, nu de la de pe bursă, pentru că acolo este toată transparentă. Toată documentația am făcut-o pentru fiecare primărie. Din păcate, la început, unele primării n-au accesat. Acum, Satul Mare a făcut-o în primăvară. S-a reușit să se cumpere la un preț destul de bun, respectiv curentul la bursă. Economia municipiului este undeva la 100.000 de euro la un contract de 18 luni. Acum lucrează Negreștiu, noi le-am pregătit documentația încă de anul trecut și iarnă pentru fiecare primărie, cei care doresc, dar în mare, de exemplu, acest exemplu prin listarea la bursă, cam o primărie, să zicem, de mai mică ca și consum de energie la iluminat public și cealaltă care o consumă, ei se ridică undeva la 100-200 de milioane vechi, economie la un an de zile. Ceea ce pentru primărie sunt bani... Bun, acum, dacă, din câte știu eu, au început și primăriile să înțeleagă, bine, Satul Mare nu se pune că s-a depus deja documentația pentru iluminatul public cu stâlpi independenți, care au deasupra o celulă fotovoltaică de nu știu ce dimensiune, dar care oricum duce un bec 24 de ore, indiferent că... De Satul Mare, într-adevăr, are pe proiectele care au fost de infrastructură în anumite zone și nu a fost posibil iluminatul de la rețeaua de Redel, într-adevăr, are pe celuri fotovoltaice și funcționează. Noi acum, deja începând din luna august, am demarat pentru un proiect pentru eficientizarea iluminatului public în fiecare primărie pe LED-uri, deoarece se conferă o economie de aproximativ 50%. Păi becurile, adică stâlpii cu autonomi sunt cu becuri cu LED-uri, nu sunt cu becuri clasice. Da, cu becuri cu LED-uri și deja suntem foarte avansați. Am avut norocul, Satul Mare avea un studiu de fezabilitate deja terminat. Pe acest studiu și pe corecțiile și ceea ce este în plus, se lucrează acum pentru fișa tehnică și a ne face o imagine la devizul general. Începând din luna octombrie, am luat fiecare comună și aici mă bucur foarte mult pentru că primarii au fost receptivi și au accesat pentru acest proiect. La început au fost șapte primării care am dorit să implementăm acest proiect și sperăm să terminăm
în cursul lunii decembrie, ca să îl avem terminat și în ianuarie, dacă se deschid axele bugetare după toate datele Uniunii Europene, să putem să îl depunem, oricum dorim să îl înregistrăm. Am luat fiecare comună, bucată cu bucată, fiecare străduță, ceea ce au dorit primarii, inventarul iluminatului public, stâlp cu stâlp. Suntem în fază... Probabil la primării mai mici e mai ușor. Dar pentru satul mare nu cred că se poate satul dintr-o singură, doar în etape, eventual. La fel și Negreștiu, pentru că era un studiu de fezabilitate. Nu, dar mă gândeam că să se schimbe tot stâlpii de iluminat public. Toți, absolut toți. Să fie independent de RNL la iluminat public. Bine, nu se poate peste noapte, probabil va fi un plan în mai mulți pași. De exemplu, sunt primării, pentru că domnul primar Coica a studiat și acest fenomen, sunt primării în țară care au reușit să cumpere de la RNL tot iluminatul public de pe raza municipiului sau orașului respectiv. Pentru că proprietari sunt cei de la RNL. Da. Am avut exemplu de primărie din țară care, după ce a reușit să cumpere de la RNL, să intre ca proprietar al întregii rețele de iluminat public, cu contoarele puse la interne în oraș sau unde a fost stabilit din punct de vedere tehnic, și a fost o reducere consistentă a cheltuielilor privind iluminatul public. Iar la această oră suntem 18 primării care deja avem toate datele, să zic așa, suportul tehnic, inventare făcute pe fiecare primărie, deja unele primării și-au și emis hotărâri de Consiliu pentru a accesa acest program iluminat public prin eficientizarea și pe LED-uri. Suntem, deci, 18 primării din câte sunt. E un proiect destul de frumos, care poate să aducă beneficii. În satul mare există o stradă, nu parcă, dacă țin minte bine, aia care unește solidaritate cu Bariți. Da, este acolo. Cu Bariți, o stradă nouă. O stradă nouă făcută, în care, într-adevăr, s-a implementat. Și ce zice lumea? Da, e ok. Mulțumită de lumină. E ok, de lumină. Deci, becurile cu LED-uri dau lumină mult mai strălucitoare decât cele clasice, da, este cele ecologice, așa, cu tubul, nu... În primul rând, e o lumină mai caldă, este o lumină... Am fost cu cei de la Institutul de Cercetare Energetică, deoarece ei sunt îndrituiți și specialiști în iluminat, cu aparate de măsurat, pe timp... măsoară eficiența luminii și gradul de luminozitate, lux și celelalte aspecte. Am fost într-o comună, în Păulești, am fost într-o seară să măsurăm care este gradul de luminozitate. Știți că acum, de exemplu, pe la primările din spațiu rural, postul este B, postul nu este și tot la fel. Au fost între două surse de acestea de iluminat, pe gradul de luminozitate era undeva la 12%. Iar acum primarii așa au hotărât și am făcut inventarul cum, pe dorința lor, pe fiecare stâlp să fie aceste becuri cu LED-uri. Vă dați seama că altă este gradul de luminozitate. Păi acum nu mă pricep la asta de public, dar știu că și eu am bec ca valoare, ca și consum 9W și este echivalent cu un bec clasic de 85 de W. Corect. 9W. Deci economia e foarte mare și pentru primării. Sigur că trebuie investit, da. Deci, după datele tehnice și caracteristicile tehnice acestor tipuri de iluminat, este undeva la 60% se dă tehnic reducerea consumului. Trebuie să fie 50%, cum le spuneam eu, primarilor. Și deja, și a meritat. Deja merită ca să fie. Și plus, dacă zona metropolitană, toți vor reuși să se cumpere de pe bursă, unde iară trebuie să fie o reducere foarte mare, dar cred că un 20-25% trebuie să fie. Vă și spun, când am bursă, deci nu știu cât făcut, costă pe bursă. Făcut prima evaluare la bursă și am făcut o listare la bursă, noi într-adevăr ne-am dus cu consumul pe întreaga zonă metropolitană. Era undeva la 15.200 de megawatts. Deci vă dați seama, era enorm, un consum enorm. Și noi ne-am dus cu acest pachet pe întreaga zonă ca să obținem un preț cât mai bun. Normal, cu cât și mai mare. Și într-adevăr, păi satul mare are undeva la 7.200 de megawatts consumul pe un an de zile. Ceea ce la iluminat public numai. La iluminat public. Deci la iluminat public. Aici intră și luminarea monumentelor istorice, tot. Deci tot ce e public, pe tot ce este public, este... De asemenea, noi am început în iarnă, în cursul anului trecut, le-am autorizat ca și evaluator analiză risc la securitate fizică
prin efracție, deoarece am prevăzut, pentru că la 1 decembrie intră în vigoare legea 133, prin care fiecare primărie sau fiecare unitate administrativ-teritorială este obligată ca odată la 3 ani de zile să-și facă evaluare la analiză risc la securitate fizică prin efracție pentru fiecare clădire sau fiecare obiectiv care îl are în administrare. Și vă dau exemplu, școli, grădinițe, sedii, primării și așa mai departe. Și noi am autorizat și în cadrul zonei metropolitane, la toate primăriile care sunt în zona metropolitană, efectuăm această evaluare gratuit, fără să alte costuri pentru fiecare primărie. Deoarece din datele care le-am avut și care le-au primit primarii diferite oferte, era în jur undeva la 1000 de lei, 1500 de lei pentru o școală să îi se facă evaluarea. Deci un singur obiectiv. Un singur obiectiv. Ceea ce într-o primărie care are 6 sate, are probabil 4-5 școli, grădinițe, sedii de primărie. Camin. Deci și acolo e în jur la 70-100 de milioane economia. În orice caz, Satu Mare are 62 de obiective, numai școli, grădinițe, fără celelalte obiective care le are primăria în administrare, la care și la cele o să le facem evaluarea. Deja avem peste 20 de școli, licee la care am făcut această evaluare. Suntem în foc continuu, cum se spune, deoarece am dorit ca până în cursul lunii februarie să terminăm această evaluare pe raza municipiului Satu Mare. În paralel am început și la comune. Acum am început să am primit fișele și lucrăm și pentru cele de la Negrești. Deci ca să venim tot la fel în sprijinul primăriilor. De asemenea, în cursul lunii septembrie am ajutat o primărie tot la fel pentru un proiect, cred eu că frumos, și sperăm să îl ducă la bun sfârșit, Primăria Livada, un centru cultural care o să fie ceva deosebit. Deja au fost semnate și protocoalele între ei și Compania Națională de Investiții. Noi am venit cu o parte din proiect, au fost proiecte model tip, care deja sunt și fondurile alocate. Felicitări lui domnul primar Piric, într-adevăr și ca și primărie s-a pretat, pentru că este una din primăriile mari, el și ca oraș are 7000 de locuitori, deci s-a și pretat pentru un asemenea centru. Noi am mai încercat încă pe două centre, pe două comune să inițiem acest proiect, dar fiind destul de mare, deci din punct de vedere, să zicem, tehnic, al zonei respective, era cam mare și vor fi proiecte tip în jur la 1000 de metri pătrați, dar sunt centre cu săli de conferințe, bibliotecă, știu eu, mini-sală de calculator, cu tot. Intră cu dotare, cu tot, sunt undeva la 800.000 de euro, ceea ce pentru o primărie și cu cofinanțarea lor, ei puneau la dispoziție 2%, nu cofinanțarea primăriei. Este 100%, 100% finanțarea europeană. La acest tip de proiecte, proiecte tip, obligativitatea primăriei era să pună la dispoziție terenul și să asigure utilitățile. Într-adevăr, era o condiție ca aceste primării sau localitățile unde se doreau aceste centre să fie, deci, sursa de apă și canal. Bineînțeles, iluminatul, că să aibă curent. Deci primăriile trebuia să asigure decât utilitățile. Bun, acum am vorbit mai mult despre iluminatul public, care este urgență acum și, mă rog, este deja în curs. Este urgență pentru că din datele care le avem sunt primele proiecte și primele axe pe care Uniunea Europeană le dau drumul și se deschid. Astea merg pe măsuri, pe mediu? Sunt pe eficientizare, pe reducerea consumului dioxid de carbon și celelalte. Deci, e pe axa 6. Hai să lărgim un pic sfera. Bun, ce se va putea face în zona metropolitană? A zis de 250.000 de locuitori are zona. Județul are 300 și ceva, 15.000 sau 20 sau cât are. Deci din toate studiile de zonele metropolitane, până anumite zone sunt extinse în jur la 35 până la 40 de kilometri. Noi inițial, deci, am dorit pe cei doi poli de creștere ai județului, practic Satu Mare și Carei, pe
pentru că avem și cele trei comune din jurul Careiului și alu Satu Mare, dar între timp, ca și administrare, și alți primari au dorit să intre. Noi suntem în jur până la 30 de kilometri, pentru că unitățile administrative teritoriale își păstrează statutul lor de primărie. Primărie. Aceasta este o asociație de dezvoltare intercomunitară, fără scop patrimonial, prin dorința lor de asociere. De exemplu, Vetișul n-a dorit. În cursul anului trecut au fost două încercări în Consiliul Local la ei ca să adere la zona metropolitană. Odată le-a lipsit un vot, odată două voturi. În sfârșit, dar noi sperăm și suntem conștienți și convinși că va fi de viitor. Deoarece, haideți să vă mai dau un exemplu pentru întreprinderile mici și mijlocii sau pentru producătorii agricoli. Și acolo este foarte imperios asocierea. Pentru că țăranul român nu s-a asociat. Eu pentru ei am desfășurat proiecte în privat timp de 10 ani și se dorea foarte mult și insistența Uniunii Europene de a se asocia. Agricultura nu se mai face pe 10 hectare sau pe 5 hectare. Deci se face mai mare. Vă dau un singur exemplu. Județul Satu Mare, la ora asta, nu are niciun centru de legume fructe, nu are niciun centru de cereale. Tot la fel avem prins două astfel de centre, unul pe Carei și unul pe Satu Mare. O să vedem, noi le avem înscrise ca idei de proiecte la ADR la Cluj, să vedem, o să reușim în zona urbană, pentru că am și avea unde să implementăm un asemenea proiect, sau în zona rurală. Cum a spus și dumneavoastră, avem comunele din jur, deci ar fi tot timpul spațiu și păi un loc. Centru de păstrare, deci de cufrig. Apropo, exact. În Halmeu se vorbește de ani de zile, e zona a căpșunului, păi și căpșunul este vă dădeam exemplu. Cel mai delicat, exact. Căpșunul și atunci... Exact. Dar avem legumicultorii noștri de pe Someș care se dezvoltă tot mai mult. Avem un centru de legume fructe ca să poți prelua. Avem în zona Codru, avem pe Someș și stânga și dreapta. Deja legumicultori foarte serios care și la această oră tot cer. Nu putem, nu se face. La fel în zona Careiului. Domnul primar Covaci a insistat de la început. Domnule, să fie unul din obiectivele viitoare și în strategie asemenea centre. Pentru că n-au unde să-și depoziteze. La această oră în județ, din datele care le am de la agricultură, nu mai este niciunul. A fost de fructe la Vetiș, care am înțeles că nu mai funcționează. Bun, deci deocamdată am vorbit. Iluminat, centre medicale care sunt foarte importante dacă sunt în zonă, pentru că, mă rog, ați văzut că stăm cu sănătatea de rău și la nivel național. În județ s-a mai făcut, într-adevăr, spitalul de asemenea, județean, dar nu ajunge un spital sau două sau... De asemenea, mai este pe axa de reabilitare monumente istorice. Noi le-am și identificat și cele din municipiul Satu Mare, care sunt obiective istorice și sunt în patrimoniul primăriei. De asemenea, avem și ca prioritate o axă pentru refacerea circuitului turistic. A fost un proiect pe Carei Ardud, castelul din Carei Ardud, și Medieș, super, cei din Carei care au reușit, dar mai ar avea nevoie de ceva fonduri, și cel de la Medieș. Deci acest circuit, mai ales că sunt în zona metropolitană, pe monumente și culturale. De asemenea, noi suntem deja în analiză, Școala Generală 5, de exemplu, pe Wolhenbüttel, care a fost închisă din diferite motive, este în lista monumentelor istorice. Clădire monument istoric? Da. Școala Generală 5, acolo am înțeles, am luat datele de la inspectorat, au fost peste 600 de elevi, deci ca și, bineînțeles, păstrată tot pentru o structură de învățământ, urmează ca destinația să se o dea primăria sau, știu eu, până inspectoratul școlar, ca și destinație. Dar se poate reabilita tot la fel și am și discutat cu cei de la cultură, cu domnul Vulturescu, cu domnul Drăgan, am și fost la fața locului,
să vedem care sunt proiecțiile, ce se poate, pentru că chiar dorim și este ca idee de proiect să inițiem proiectarea și refacerea acelui obiectiv, deoarece păcat fiind goală să se distrugă. Deci, sunt, deci sunt măsuri multe. Sunt foarte multe. Totul este câți bani vom primi. Sunt foarte multe măsuri. Mă rog, suntem la concurență cu Cluj, Bihor, Maramureș, care sunt totdeauna mai în față ca noi la împărțitul banilor. Și satul mare prin ADR, în orice caz pe ADR Nord-Vest, sunt undeva la 1,9 miliarde euro pe axa bugetară care urmează. Pe în noul exercițiu financiar, financiar 2014-2020. Noi, inclusiv în strategia zonei ADR Nord-Vest, suntem cuprins ca structură asociativă ale localităților urbane din regiunea de Nord-Vest, unde este zona metropolitană Cluj, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, ca și unități teritoriale de planificare la nivelul regiunii de Nord-Vest. Sperăm să rămână în continuare. Ar fi frumos 8 miliarde pentru Satu Mare. Nu pentru Satu Mare, deci este pentru Nord-Vest, dar în orice caz și pentru județe, după axa 4, pentru municipii, de exemplu, municipiul Satu Mare va fi undeva la 28 de milioane de euro plus pe alte componente ale fondurilor Uniunii Europene. La nivel de județ, undeva sunt la 160 de milioane de euro, ceea ce ar fi destul de mare. Acum, și asociația de dezvoltare la nivel de județ, care este tot la fel, poate să dezvoltăm în comun niște proiecte, fiecare dintre noi, pentru că este interesul județului pentru a ridica. Uitați ce bine s-au derulat proiectele pe post-mediu, cele de infrastructura de apă canal. Acolo comunele au mai beneficiat de proiecții prin programul de dezvoltare rurală, care la fel. Dar aici putem veni și noi în sprijinul primăriile, deoarece anumite fonduri pot să le aducă asociațiile de dezvoltare prin programe integrate în care să le legăm și cu orașele. Pentru că comunele, de exemplu, ei săraci nu puteau să acceseze din fondurile de dezvoltare urbană. La fel este o mare problemă și aici tot prin asociațiile de dezvoltare se poate veni în genul orașelor mici. Vă dau exemplu, genul Livada, care săracii din Programul Național de Dezvoltare Rurală n-au putut să aducă un leu. Iar din programele de dezvoltare urbană ei s-au constituit după ce s-au început proiecțiile în 2007 și după aia ei au devenit oraș și săracii n-au putut să acceseze aproape deloc fonduri, ceea ce este un mare impediment pentru ei. Da, desigur, acum, prima urgență la primăriile care încă nu și-au făcut, deși, de fapt, foarte puține primării și-au realizat rețea de apă canal din Sapart. Puține, numai câteva sunt. Celelalte primării au făcut ulterior, dar e foarte important pentru primării. Mai vorbesc și eu cu primari și îmi spun, urgența 1, străzile, drumurile, da, străzile și apă, canal, și atunci lumea e mulțumită. Uitați, începând de la primele discuții pe care le-am avut cu primarii, deoarece sunt mulți primari cu experiență, care au trecut prin diferite programe, prin procese de dezvoltare ale comunei lor, a fiecăruia, și îți dau seama că toți se ivesc alte nevoi. Și la un moment dat au fost anumite proiecte care le-au spus și ei. O primărie l-a făcut, altă primărie nu l-a făcut. Au fost primării care au avut două sate unde și-a făcut apa și canal, patru au rămas fără. Deci, tocmai prin asta am încercat să dăm un unitarism zonei. Și chiar ei spuneau primarii, domnule, este foarte bine că ne mai întâlnim, ne mai consultăm. Tu ai făcut un proiect, eu am făcut alt proiect. Ce proiect am putea să facem în comun? Vă dădeam exemplu cel pe infrastructură prin care se pot lega patru comune. Vă dați seama, este un circuit deci, de la Petea, cu acel drum prin frontieră, care poate să lege Petea, Atea, Peleșul Mare, Pelișorul, Bercu, Bercu Nou, Micula, Micula Nouă, Agriș. Și iese în Botizului.
Calculați, 9 sate pe raza 4 comune care se pot lega până acel, până acel drum. Discutam cu domnul primar de la Doros, care este foarte activ și totdeauna el este atent la chestiile de programe despre acel drum. Practic se poate de la Dara. Și chiar zicea și el, ar fi păcat ca acel drum să nu se poată realiza. Discutam, de exemplu, avem un drum județean care pornește de la Homorode, iese jos în Cărășeu, pleacă de la Potău, Medieș, Iojib, deci, dacă ne uităm pe harta județului, se leagă Codru cu Țara Oșului. Ăla e un drum, parcă un drum pietruit, vechi de când e lumea, știți ce lipsește acolo? E drum județean peste tot, lipsește un pod peste Someș. Acum, într-adevăr, județul și este prevăzut în strategie și prin Programul Național de Dezvoltare Locală un pod în zona Pom. Pom care bine, va acum, face legătura cu zona Codru. De asta a fost un ministru al culturii când a fost la Satu Mare. Cu zona Seiniului. Dar și aici, acest drum, vă dați seama că ar lega de la Homorode, Socon, toată zona Homorode în partea asta, mai ales că prin Programul de Dezvoltare rurală și locală este prevăzut a se face drumul de la Amaț, Necopoi. Asta vreau să zic că este un drum, țin minte, nu știu exact de unde, care iese la Homorode.